Morning glory, morning glory, de vede sunt roșiorii. Deci, în concluzie, bonjurică, bonjurică, pur și simplu, efectiv, suntem la Morning Glory, foarte bine facem, după părerea mea. Și suntem aici și spunem bună dimineața domnului Bogdan Găghia. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața, bine v-am găsit. Dădeți microfonul ăla mai spre... așa, perfect. Așa, care e purtător de cuvânt, recensământul populației și locuințelor, runda 2021. Oh, dar aveți un serviciu cu un nume foarte lung. Da. Îl prescurtați? Putem să spunem repele runda 2021, repele 2021, dar să nu existe confuzii legate de anul în care ne aflăm. Sună ca un partid. Sunt mulți care confuzează, cred, și anul. Da, da, dar momentul de referință a recensământului 1 decembrie 2021, recensământul ar fi trebuit realizat anul trecut, din cauza pandemiei a fost amânat și nu am vrut să schimbăm denumirea acestei acțiuni. Da, 2021 a fost un an foarte bun pentru recensământ, după părerea mea. Adică vom vedea. Mult mai bun decât 2022. Vom vedea. Nu știu ce să zic. Acum înțeleg că nici cu strugurii nu stăm bine, șampania e păducă, deci recenzăm ce avem. Practic, câți români trebuie să fie recenzați? Populația țintă este de 19 milioane de locuitori. Aceasta este cifra pe care noi ne-am propus-o. Vom vedea în decembrie, când se vor publica datele parțiale, dacă mai suntem sau nu mai suntem 19 milioane de români în România. Da, e chiar important să știm cât suntem? Este foarte important pentru că, în primul rând, nu aflăm doar câți mai suntem, ci aflăm și cum suntem noi distribuiți în teritoriu. Da. Aflăm cum locuim, care ne sunt condițiile de locuit în anumite zone. Tocmai de aceea sunt întrebări legate de locuințe, dacă avem sau nu avem apă curentă, dacă avem sau nu avem toaletă în casă. Acest este unul dintre scopurile recensământului. Nu doar să știm cât suntem pe teritoriul României, ci să aflăm multe alte lucruri. Da, e foarte important să aflăm cine e în capul gospodării. Asta mă interesează foarte tare. Adică e o întrebare. Deci, capul de locuitor odată și cine e în capul gospodării. Capul gospodăriei sau persoana de referință este o persoană din cadrul gospodăriei stabilită de comun acord de membrii gospodăriei. Nu trebuie să fie șeful gospodăriei, nu trebuie să fie bărbatul, nu trebuie să fie, mai știu eu, proprietarul casei. Este o persoană stabilită de comun acord între membrii gospodăriei. Persoana respectivă are responsabilități, să spunem, între ghilimele, ceva mai mari în recensământ. Adică ăla cu capul mai mare ar trebui să fie capul gospodăriei. Nu cu capul mai mare, cel care are știe să lucreze mai bine pe aceste dispozitive digitale. Asta era. Bun. Deci copilul. Da, practic, da. Copilul sau vecinul, dacă e un pic cu duș întors cu vecinul, dacă nu vrem să știm să știe vecinul care sunt datele noastre personale. Da, e adevărat și chestia asta. Deci statul vrea să afle dacă are cetățeni vaccinați, că și asta. În niciun caz. Nu? În niciun caz. Există adică dăm date personale? Există o întrebare legată de COVID, dar este o întrebare la care se referă la modul în care noi am perceput, cum am perceput noi pandemia, în ce măsură ne-a afectat. Și răspunsurile sunt deloc, foarte puțin, în mare măsură, atât altceva. Deci nu caz. Dacă avem vaccin sau în niciun caz, în niciun caz. Bun. Capul gospodăriei nu e întrebare sexistă sau misogină. În niciun caz. Nu. Nu, adică recensământul nu știe carte, practic. Adică, nu, recensământul încearcă să țină pasul cu vremurile. Acum 11 ani era prevăzut doar capul gospodăriei. Acum este capul gospodăriei sau persoana de referință. Deci e cu totul altceva. Am trecut, mai fluidă, trecut la un alt nivel, ca să e mai așa. Fluidă chestia. Așteptați ceva diferit? Care erau concluziile ultimului recensământ, de exemplu? Adică câți români trăiau fără apă în casă, fără toaletă în casă, cu WC în fundul curții? Nu știu, în momentul acesta... Familiile n-aveau cap, clar. Adică după cum se aveau doar cap al gospodării, nu aveau și persoană de referință acum 11 ani. Nu știu, dar nu cunosc aceste date pe din afară. Ele sunt publice pe site-urile noastre. Dar marea noutate a acestui recensământ este faptul că este exclusiv online, să elimina hârtia.
După această fază de autorecenzare, urmează o fază în care cetățenii vor primi vizita recenzorilor, cei care nu s-au autorecenzat, dar și acolo datele vor fi colectate tot pe tabletă. Asta este marele avantaj al acestui recensământ. Deci niciun copac nu va fi rănit în timpul recensământului. În niciun caz. Asta e un lucru foarte bun. Oamenilor le e frică de recenzori sau se bucură să-i primească? Asta poate iau de refugiați. Dar, vom vedea, dar din ce am discutat noi cu cetățenii care ne solicită ajutor în call center, foarte puțin au adresat întrebări legate de confidențialitatea datelor. Este pe ultimul loc această problemă în call center. Undeva, spuneau colegii mei, 0,2% întreabă de aceste probleme de confidențialitate a datelor. Au să afle ăștia ei, de fapt, cine poate fi înrolat în caz de război cu ocazia recensământului? Date se pot extrage, dar legate de vârsta populației, dar nu vom putea ști cine poate fi înrolat. O persoană care are vârsta să fie înrolată poate are diverse boli care nu îi permit să fie înrolat, dar recensământul nu caută aceste lucruri. Nu sunt întrebări legate de starea de sănătate a oamenilor. Te întreabă un ascultător, dar nu e mai simplu să ne numere după CNP-ul? Păi, noi avem acces la date. Dacă persoanele care s-au autorecenzat pot observa că anumite câmpuri sunt deja completate în chestionar, dar trebuie să avem și sunt anumiți indicatori pe care noi nu-i putem afla din bazele de date. Și tocmai de aceea trebuie realizat un felul în care trăiesc oamenii, locul în care trăiesc. Exact, locul în care trăiesc, pentru că în bazele de date ale statului român există domiciliu. Pe noi nu interesează domiciliu, ci locul unde persoana locuiește propriu-zis. Sunt persoane care au o adresă de domiciliu într-o localitate, dar locuiesc în altă localitate. Și în felul ăsta putem să ne dăm seama unde e mai aglomerat. Exact, putem să știm care sunt zonele mai aglomerate și care sunt lipsurile din zonele respective. E un lucru foarte bun. Cât timp mai avem să ne autorecenzăm? Cât mai durează? Noi mai putem autorecenza până pe 15 mai. Ok. După care urmează două luni, din 16 mai până în 17 iulie, vizita recenzorilor în teren. Există și locuri în care te poți duce dacă nu te descurci, corturi genul ăsta, cum se dă apă rece când e cald afară? Există la nivelul fiecarei primării din zonele rurale câte un astfel de centru. În marile orașe sunt mai multe astfel de centre. În București, de exemplu, sunt foarte multe moluri. Cred că toate molurile au câte un astfel de punct. Moluri. În moluri, da. Da, avem numai nămoluri în cap. Acum. Abia aștept să aud care este situația recensământului în Techirghiol, de exemplu. Acolo vom avea date probabil din luna decembrie. Da, cifre întunecate în Techirghiol. Ce lucruri trăznite au făcut oamenii care s-au autorecenzat? Vă pun întrebări, presupun, da, nu? Ne pun întrebări și în ciuda faptului că recensământul este exclusiv online, au fost persoane care au descărcat de pe site-ul nostru acel chestionar martor și l-au transmis completat către noi. Vă dați seama că noi a trebuit prin poștă. Noi a trebuit să-l distrugem imediat pentru că nu avem voie să verificăm acele date, nu avem cum să le introducem noi. Alte persoane au sunat și au întrebat dacă își pot trece între membri. Dar l-au completat cu pixul, presupun. Cu pixul, pixul. Da, deci este o muncă inutilă pentru că recensământul, chestionarul electronic, în chestionarul electronic trebuie să răspunde la toate întrebările din chestionarul martor. Fiecare întrebare este deschisă în funcție de răspunsul anterior, este dinamic. Noi dacă stăm să luăm toate întrebările acolo, vă dați seama că pierdem foarte mult timp, deci este o chestie inutilă. Am primit întrebări dacă își pot autorecenza cățelul, pisica, îi considera o membru ai familiei. Deci nu este recensământul animalelor. Le-au trecut și numele? Da. În funcție de cât consumă. Da, nu aveau cum să le treacă. Au fost situații în care poate pare de râs, dar pentru noi este tragic, pentru că ne-au sunat foarte supărați că de 3 zile nu vă merge site-ul și scriau site-ul greșit. Chiar eu am vorbit cu astfel de persoane care susțineau că nu este recensământ, ci este recesământ. Deci au fost astfel de situații. Pentru noi este tragic, noi nu avem astfel. Deci au fost situații. Sunt persoane care își completează și nu trec toți membrii gospodăriei, ne sună și ne spun cum trecem că n-am trecut toți copiii, am uitat să o recenzez pe nevastă, ce trebuie să fac acum.
altcineva, sunt persoane care chiar glumesc cu noi, ne spunea cineva că locuiește cu amantul soției și nu știe cum să-l treacă. Da, tot cineva din familie. Da, tot cineva. Și se spunea că este și cap al gospodăriei persoana respectivă. A, bun. Sunt și astfel de lucruri. Și în ce zone sunt mai multe probleme? La completat, la relația cu recesământul. Cu recesământul. Foarte multe persoane sună încă din faza de preînregistrare pentru că nu vor să greșească. Sunt probleme la locuințele neocupate sau la locuințele închiriate, pentru că acele locuințe trebuie recenzate de chiriași, cele închiriate, da. Iar cele neocupate trebuie recenzate de proprietar. Sunt persoane care nu știu cum să le treacă, persoane care uită să le treacă și apoi ne întreabă ce fac pentru că am o astfel de locuință. Lucrurile se rezolvă, nu este niciun fel de problemă. Alții ne întreabă, sunt foarte speriați, temându-se că vor primi amendă dacă nu se autorecenzează. Dar, și nu-i bate nimeni pe ăștia, adică nu se aplică pedepse corporale? Da, că pedepse corporale noi nu știm pentru că nu putem să-i găsim, dar am văzut autorități ale statului, poliția dând mesaje că există persoane care sunt falși recenzori. Momentan recenzorii nu merg pe teren. Nu știm de unde au apărut aceste persoane. A, serios? Au început să umble? Da, am văzut. La noi nu au ajuns astfel de informații în direct, dar am văzut niște comunicate date de poliție în anumite zone și în care îi îndemnau pe cetățeni să aștepte pentru că nu este momentul în care se face autorecenzarea din uș în uș. Recenzarea din uș în uș. Da. Mă rog, cred că până una alta stătem bine. Voi v-ați autorecenzat, mă? Nu încă. Nu încă, dar ar fi urmează. Bine să vă grăbiți. În vacanță. Să primiți și o zi liberă. Persoanele care se autorecenzează primesc o zi liberă. Da, dar nu aici. Așa. Da. Nici la noi, e dar... E democrație, dar n-ai cu cine aici. Dar cine dorește să se autorecenzeze, sfatul nostru este să se grăbească, pentru că dacă a completat greșit chestionarul, nu mai are timp să-l mai refac. Deci, da, dacă îl greșești, poți să revii asupra dacă lui? Dacă se greșește, se face din nou o preînregistrare, se trimite din nou chestionarul, iar la noi se reține ultima variantă transmisă. Celelalte okay. Se șterg automat. Se șterg, exact. Păi, da. Mi se pare că e o direcție bună asta. Alte animale de companie cel și pisica am avut în acest stadiu. Deci nu papagal, nu hamster. Nu, deocamdată nu, să vedem ce vor găsi recenzorii. Păi va trebui să mai vorbim atunci după ce începe faza a doua. Da, faza pe țară, ca să zic așa. Cea mai mare plăcere, dar la faza pe țară, da, exact. Vă mulțumim foarte mult. Bogdan Găghia se numește invitatul nostru. E purtător de cuvânt din partea recensământului, practic. Dacă vocea vreți. La recensământ. Da. Corect. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim și noi. Sperăm că ați înțeles să nu vă temeți de recensământ, că nu vă face nimica. E ca atunci când vă spuneau părinții, hai de vino că nu-ți fac nimica. Nu e chiar așa. Da. Sau hai în casă că te las să ieși după aia din nou la joacă. Cred că mai degrabă așa. Noi suntem sinceri, nu. Bun, și noi suntem sinceri, vă mulțumim. Mulțumesc și eu. A fost o discuție foarte utilă și sper că și pentru voi. Deci puneți mâna, autorecenzați-vă și mergeți cu hârtia, cu dovada, să vă dea ăștia o zi liberă. No, vă dau și eu. Da? Dau și mie, da. Vă dau sâmbătă, n-aveți nicio treabă. Sunteți liberi. Ce om bun ești. Liber. Și dacă e după mine și dacă sunteți găguți, vă dau și duminică. Ne dai și de 1 mai? Nu. Păi pică duminică. Ba da, vă dau. Hai că vă dau. E ok. Ne dai 3 zile, Doamne. Da. Deci aveți practic... Ce inimă mare, Răzvan. Vineri după amiaza, sâmbătă, duminică. Liber de la mine. Mulțumesc foarte mult. Sărbătorim cu recensământ, să vedem cât suntem și mai ales cum, Doamne iartă-mă, trăim. Ascultăm o piesă muzicală și după aia ne întoarcem cu concursul, cu problemele noastre de zi cu zi aici de la Morning Glory. Deci asta este. Mulțumim foarte mult, cum spunem, mă? La revedere! La revedere! La revedere! Morning Glory on Rock FM.